Dacă ați fost atenți la citirea acestui pasaj și mai mult v-ați uitat în calendare ce temă este astăzi, atunci veți putea să înțelegeți că lecțiunea este de o mare, mare importanță pentru noi, și anume chipul iertării izvorâte din iertarea divină. Chipul iertării izvorâte din iertarea divină. E o temă sensibilă, e o temă extrem de provocatoare pentru fiecare din noi. Trăim în lumea asta, în care, într-un fel sau altul, fiecare om are motive să se supere la un moment dat pe cineva. Sunt situații în viața asta de zi cu zi când cineva ne pricinuiește un rău, ceva care rămâne acolo în adâncul sufletului nostru, poate. Se ancorează acolo puternic și poate nu te poți uita bine spre el, poate, știu, îți displace să mai stai de vorbă cu el. Câte multe alte lucruri din acestea nu se întâmplă în viața de zi cu zi. Uitați-vă viața de familie. În zilele noastre e atât de lovită de diavol. El caută să distrugă în fiecare zi atacurile diavolului asupra familiei se întețesc. Sunt tot mai multe. Poate vezi zice, de unde vedem asta? Vedem din ceea ce se întâmplă în lume. Rata divorțurilor este într-o creștere fantastică. Foarte mulți oameni nu mai rămân împreună. L-a supărat cu ceva ea sau a supărat-o el. Se produc anumite situații din astea datorate unor lucruri pe care oamenii le comit și se simte soția rănită sau soțul rănit în așa fel încât nu se pot ierta unul pe celălalt. Vedem relațiile înveninate între oameni ca vecini, ca și poate consăteni, ca, știu eu, nații, putem să vedem ceea ce se întâmplă în Est la ora actuală, că relațiile sunt atât de înveninate între cele două națiuni, încât războiul acesta a depășit borna aceea de multe, multe sute de zile. Și se întreabă oamenii, ce va fi? Una din întrebările care mi se pun mie, ținând cont că, mă rog, mai știu câte ceva din ce se întâmplă dincolo. Chiar joi au fost frații noștri și miercuri o echipă care s-a dus în Ucraina cu ajutoarele. Joi am fost și eu, am stat de vorbă cu fratele Panocco, cu cel care a condus timp de 25 de ani Biserica Pentecostală din Ucraina, cu alți frați, cu Hrepta, episcopul din zona aceasta, apoi erau niște frați de origine română din zona Ismail, care și ei mi-au povestit, mi-au arătat cum stau lucrurile acolo, la ce cote, vedeți, ridicate, a ajuns ura între aceste popoare. Este ceva de nedescris. În secolul acesta 21, când unii au pretenția că sunt creștini, nu? Că îl urmează pe Iisus, că au dreapta credință, și cu toate acestea, ura e atât de înverșunată încât stai să te întrebi ce se va întâmpla, care sunt pașii următori. Poate dacă stăm și ne gândim la cuvintele scriitorului, poetului Mihai Eminescu, care spunea într-o împrejurare că de 2000 de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne urâm și ne sfâșiem. Asta este realitatea. Și atunci stai și te întrebi cum poate un om să ierte? Cum e posibilă iertarea în niște situații din astea cu care oamenii se confruntă, în situații din astea în care vezi cineva ți-a făcut rău? Cum poți să ierți? Biblia ne vorbește despre
oameni cărora li s-a făcut mult rău. Însă acești oameni au putut să ierte. Tabloul acesta impresionant al vieții lui Iosif, unul din marii eroi ai credinței, unul din oamenii pe care Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat pe autorul epistolei către evrei să-l introducă acolo printre eroi aceștia, oameni care au strălucit prin ceea ce au făcut, prin viața lor. Pentru toți oamenii, exemplul acesta al lui Iosif, un exemplu prin care el știe să ierte, să treacă peste răutățile fraților lui, prin faptul că, vedeți dumneavoastră, omul acesta, în loc să le facă rău, el le face bine. Exemplul lui rămâne pentru totdeauna, pentru toți oamenii, ceva de la care trebuie oamenii să învețe și mai mult decât atât, să-l urmeze. Noi avem aici acești eroi pe care Biblia ni-i pune în față, nu numai să avem anumite cunoștințe despre ei, să ne îmbogățim noi cunoștințele biblice, ci vrea Dumnezeu mai mult decât atât, să ne inspirăm din viața lor, din trăirea lor și să căutăm să trăim și noi cum au trăit ei. Când te uiți la Iosif, acest tânăr de aproximativ 17 ani, care e dușmănit de frații lui, și toți știți situația asta, modul în care l-au dușmănit, au vrut să-l omoare, l-au aruncat într-o groapă, ca mai apoi să-l scoată de acolo și să-l vândă pentru o sumă de vreo 20 de arginți. Dureros să ai un frate, un frate mai mic, un frate care în mod special era drag tatălui lor, să-l vândă ca mai apoi să vină la tatăl lor și să-l mintă cu nerușinare. Și uitați-vă, în bloc se sfătuiesc și-și mint tatăl că l-a răpus o fiară sălbatică și mai mult i-au luat acea haină pestriță pe care, vedeți dumneavoastră, i-o arată ca dovadă că Iosif a fost omorât. Ei, toate astea ne fac să ne gândim că în mintea unui tânăr, în viața unui adolescent, se puteau naște tot felul de sentimente, sentimente de ură. Gândiți-vă că el pleacă undeva într-o țară îndepărtată, n-avea nicio posibilitate de comunicare cu tatăl său, cu cei dragi lui care au rămas acasă, cu fratele lui mai tânăr. El nu poate comunica, n-a avut WhatsApp cum avem noi, n-a avut telefon, n-a avut Facebook, n-a avut nimic, nu? Și stă acolo departe. Ai stat și te-ai gândi, mai ales după ce ajunge și în închisoare. Și ajunge în închisoare datorită faptului că n-a vrut să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă acolo nu era tata, nu era mamă. Era singur pe lume, am putea spune acolo. Ei, însă omul acesta, din tinerețea lui, s-a raportat corect la Dumnezeu. Și raportându-se corect la Dumnezeu, el a știut că Dumnezeu îl vede oriunde, îl vede în orice loc și că e atât de important să poți trăi o viață curată, o viață cinstită, să nu ai conștiința murdărită de păcatele lumii, de lucrurile acestei lumi. Ei, e o istorie a acestui om. Ba mai mult, atunci când frații lui vin pentru prima dată, el nu li se descoperă. La prima lor întâlnire, el nu le spune cine este. Și după ani și ani, când nici prin visele lor cele mai, dacă vreți, sumbre, frații lui nu s-ar fi gândit că cel pe care l-au vândut putea să ajungă undeva omul numărul 2 în Imperiul Egiptean. Gândiți-vă că Egiptul în vremea respectivă stăpânea lumea, erau puternici și fratele lor, cel pe care ei l-au vândut, să aibă o funcție echivalentă, am putea spune,
astăzi cu primul ministru. Ei îl văd, dar nu-l cunosc. El îi cunoaște. Și uitați-vă, după ani și ani, el îi pune la încercare. Vrea să vadă totuși cum sunt, dar ei rămân tot așa adânciți în răutatea lor, în nepăsarea lor. Dacă vreți, în cochinia asta a păcatului, ei își văd mai departe de viața lor. Și la un moment dat, în capitolul 42, la acea întâlnire, el îi provocă cu următoarele cuvinte. Versetul 9, 42, voi, Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit nu numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Și acum auziți, noi toți suntem fii aceluiași om. Suntem oameni de treabă. După ani și ani, ei stau în fața fratelui lor, pe care rețineți, l-au dușmănit, au vrut să-l omoare, l-au vândut, au mințit, au făcut tot ce s-a putut să șteargă orecum urmele. Și după ani și ani stau în fața aceluia pe căruia i-au făcut atâta rău. Nu-l cunosc și el îi provocă. Uitați-vă cât de nesinceri sunt. Așa cum de altfel oamenii caut în zilele noastre totdeauna să arate ca o fațadă bună, nu? Chiar dacă în spate nu știi ce e acolo, dar important pentru oameni este fațada, să arate că ei sunt oameni de treabă. Câți oameni în lumea asta nu se aseamănă cu ei? Câți oameni din zilele noastre pot să vină la biserică, pot să pară bun credincioși, drept credincioși, însă viața lor să fie o viață în care păcatul să domnească. O viață în care să nu-și recunoască starea lor și să nu caute să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință. Ei, putem vedea aici în introducerea acestei lucruri și mai mult decât atât, lecțiunea biblică, ea ne îndreaptă pe fiecare din noi spre iertare. Cum spuneam, sunt atâtea, dacă vreți, motive pe care noi le putem avea unul în dreptul altuia. Poate în viața de familie, poate între relațiile dintre părinți și copii, copii și părinți, relațiile dintre frați, nu, datorate poate, că unul a luat mai mult din pământ, unul a luat mai mult din casă, poate că părinții n-au fost drepți, n-au fost corecți la împărțire și poate unul i-au dat mai mult, pe altul l-au păgubit și câte alte motive din astea și se instalează acea ură în viața unui om când stă, coace și nu poate să ierte. Însă vedeți dumneavoastră, modelul acesta al lui Iosif va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație pentru absolut fiecare om că iertarea este posibilă. Dar nu poate cineva să acorde iertare până nu înțelege că a fost el iertat mai întâi de Dumnezeu. Cineva nu poate să ierte dacă n-a experimentat el însuși acea iertare pe care Dumnezeu o acordă omului. De multe ori ne uităm noi aici în cuvântul lui Dumnezeu și putem citi aceste cuvinte, iertați-vă și voi unul pe celălalt, cum v-a iertat cine? Hristos pe voi. E, vedeți, cuvintele acestea pe care noi le găsim în epistola apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3 și versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Observați, ne place acest lucru, cum ne-a iertat pe noi Hristos. Ne place să spunem că ne-a iertat Hristos păcatele. Am auzit oameni care își povesteau viața lor
trecutul lor, cu păcate multe, cu greșeli deosebite, nu? Cu lucruri care puteau să-ți facă urechile să țiuie când auzeai cât i-au făcut. Dar am văzut oameni care cu atâta bucurie și le strălucea fața spunând, dar Dumnezeu mi l-a iertat. Ba mai mult folosim expresii ca acestea, nu? Dumnezeu ne-a iertat și ne-a aruncat păcatele noastre, nu? În mare uitări. Nu-și mai aduce aminte de ele. Cităm pe Isaia. Și eu îți iert fără de legile. Și nu voi mai aduce aminte de ele, nu? Așa spune cuvântul Scripturii. Și toate astea ne fac să ne tresalte inima de bucurie. Ne place că ne-a iertat Hristos, însă de multe ori se întâmplă ca în pilda dată de Domnul nostru Iisus Hristos, cu omul acela căruia i s-a iertat o datorie mare, de 10.000 acolo, de talanți sau ce vreți, galbeni, nu? Ei, după ce i s-a iertat datoria, el a întâlnit pe unul care îi datora 100 de lei, o sumă infim în raport cu cât i-a fost iertată lui datoria. Și știți că acolo scrie că ăsta l-a băgat undeva într-un loc, în închisoare, până să-i plătească datoria. N-a avut milă și nu l-a interesat la rândul lui să ierte. Ei, noi putem să învățăm, scumpii mei, din cuvântul acesta lui Dumnezeu, că iertarea este ceva ce ține de relația noastră cu Dumnezeu. Iertarea este posibilă doar atunci când relația omului cu Dumnezeu este una bună, este una corectă. Dacă aici apostolul Pavel spune în Coloseni aceste lucruri, uitați-vă și în Efeseni, capitolul 4, citim de la versetul 31, orice amărăciune, orice iuțeală, spune cuvântul Scripturii, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Ei, până nu ne debarasăm de lucrurile acestea, adică ele să piară, să nu fie în viața noastră, amărăciunea, și ai motive să fii amărât pentru ceva ce ți s-a făcut, ceva care poate nu ți-a fost pe plac. Iuțimea aia, nu? Când poate te întâlnești cu el, ești gata, nu? Să îi răspund sau nici să nu-l bagi în seamă sau să-i spui așa câte o vorbă cu care să-l tai. Mânia, despre care, vedeți dumneavoastră, ea poate să se instaleze în viața, în inima unui om. Și omul să fie tot timpul mânios. Mânia asta, cum spune negruții, într-o postare pe care el o face, că mânia în oameni înțelepți se naște, e moartă, în semidopți trăiește un ceas, iar în mișei viața toată. Și asta se întâmplă de multe ori, nu? Ei, strigarea, nu? Clevetirea, de câte ori poate s-a făcut cineva vreun rău, și când ai ocazia, îl pictezi, poate în culori din alea de nici Rembrandt, marele pictor, poate n-ar fi ales așa de bine culorile și îl faci zop pe omul respectiv, nu? Pentru că tu nu-l poți ierta. Tu-l ai acolo, în inimă, tu porți acele lucruri, nu? Ei, observați dumneavoastră, mai spune ceva, și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dar știți când e asta posibil? Când omul devine o făptură nouă, când omul are o întâlnire cu Hristos. I-am citit versetele acestea dintr-un pasaj mult mai lung. Și aici, în Efeseni, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune la un moment dat de la versetul 20 în jos. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu,
de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ei, lucrul acesta, nu? E posibil doar când devine cineva o făptură nouă. Când cineva înțelege ce spune Apostolul Pavel când scrie Corintenilor în a doua epistolă, capitolul 5, versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut cum? Noi. Când omul devine o făptură nouă, o zidire nouă, sau dacă vreți, o creație nouă, o altă traducere spune, atunci omul poate să renunțe la toate acele lucruri pe care le-am citit din versetul 31, Efeseni 4, amărăciunea, iuțeala, mânia, strigarea, clevetirea și orice fel de răutate să piară din viața lui și din viața credincioșilor. Observați versetul 32. Spune, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ei, observați, Iosif este, dacă vreți, cineva, un prototip, dacă vreți, care îl prefigurează pe Domnul Iisus. Multe poți găsi la Iosif și la Domnul Iisus, nu? Biblia ne prezintă multe situații din acestea, iar Iosif este unul din aceste personaje care, vedeți dumneavoastră, a putut să ierte într-o situație deosebit de complicată a vieții, când frații lui care l-au vândut erau în starea aia în care puteau să moară, depindeau în totalitate de el. El putea să le dea lovitura de grație, cum fac unii, zice, acum îl termin. Acum e în mâna mea, acum eu pot să fac ce vreau cu el. Însă vedeți, aici se poate vedea mâna lui Dumnezeu, omul care știe să ierte chiar dacă i s-a făcut răul. Ce fel de oameni suntem noi? Scumpii mei, noi venim la biserică, venim, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, venim și cântăm, venim și ne rugăm. Și toți rostim rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și vrem să intrăm în slăvita împărăție a lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, dacă avem pe cineva pe care nu l-am iertat și nu-l putem ierta, cum vom putea intra acolo? Pentru că în rugăciunea aceasta noi rostim de fiecare dată aceste cuvinte și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Știți pe un frate diacon, acum nu-i mai dau numele, cunoașteți povestea pe care el ne-a relatat-o, cum când era tânăr se uita la mama lui care avea și ea, mă rog, niște bile înșirate pe o ață și din când în când lăsa câte una și el a urmărit-o. Și ea, după ce rostea rugăciunea Tatăl nostru, lăsa bila. Și tot așa stătea mult timp să rostești rugăciunea Tatăl nostru de 50 de ori, una după alta, nu? Nu era deloc ușor, nu era deloc simplu. Și la un moment dat, el relata, voi l-ați auzit, spunând, hei, mamă, dar ce faci tu acolo? La care ea îi spune, hei, pruncule, vezi tu de treabă, că mă rog, dar ce te rogi? Păi mă rog lui Dumnezeu. Ei, dar dumneata, ce rugăciune tot spui acolo, Tatăl nostru de 50 de ori, și pămătușa anuță, sora dumitale, nu o poți ierta pentru bucata aceea de pământ. Dar n-auzi că spui și ne iartă nouă cum iertăm și noi. Ei, văzându-se, spunea el mama lui, l-a zis, dă-mi bună pace, lasă-mă. Ei, vedeți dumneavoastră, omul e capabil să fie religios. Omul e capabil să facă lucruri religioase. Dacă nu poate să ierte,
Vedeți, se înșală pe sine însuși. Un rabin evreu spunea într-o împrejurare, să-l înșel pe Dumnezeu e o naivitate, că n-ai cum să-l înșel. Să-ți înșel aproapele e un păcat, dar să te înșel pe tine însuți e o crimă. Și câți oameni nu se înșală pe ei înșiși, tocmai datorită acestei situații că nu pot să ierte. Aș vrea în această zi să privim la Iosif mai departe și să învățăm câteva lucruri despre iertare. Am făcut această introducere, poate mai lungă, dar aș vrea să înțelegem de aici că iertarea aceasta nu e posibilă, iertarea pe care o să dăm cuiva, decât în anumite condiții, să-L ai pe Dumnezeu în viața ta. Altfel, poți să te conduci după, dacă vreți, modul în care vestitul înțelept Socrate al grecilor spunea într-o împrejurare așa, e ușor să rănești, e greu să ierți, dar e imposibil să uiți. Auziți? Și asta se întâmplă la foarte mulți oameni. Și dacă iartă, poate așa, iartă că pe moment. Însă nu pot să uite. Nu pot să uite. Și acolo e o problemă. Aici, Iosif ne este prezentat ca un om care iartă. În primul rând, primul lucru pe care aș vrea să-l observăm în dimineața aceasta este acesta. Iertarea e posibilă când ești gata să renunți a te răzbuna sau să te răzbun. Iertarea e posibilă, rețineți, când ești gata să renunți la a te răzbuna. Uitați-vă, pornim de la viața de familie. Acolo unde, de cele mai multe ori, trebuie practicată iertarea, nu? Mai ales în condițiile în care cineva deține o contabilitate foarte bine pusă la punct. Venise odată o soră, nu? La un pastor. Era soție, soțul unei, da? Și care își reclamă orecum soția. Vine soțul acesta la pastor și spune, frate pastor, eu am o problemă în familie. Ce problemă ai? Zice, soția mea este istorică. Mă rog, în prima fază scrie acolo că pastorul fi înțeles altceva, da? Mă rog. La care el, nu, este istorică. Păi cum e istorică? O, frate pastor, când se supără pe mine, ea începe să-mi spună, așa cum fac istoricii, nu povestesc multe, ei dau cifre, date și așa mai departe. Și începe să-mi spună, în ziua cu tare, în luna cu tare, în anul cu tare ai făcut asta, în ziua cu tare și tot așa. Zice și îmi repetă câte un pomelnic din ăsta, așa de nu mai știu ce să mai fac, zice. Și de am cerut iertare și de o zis că m-o iertat. Iarăși când își aduce aminte, toate astea mi le pune în față și iar și iar și așa mai departe. Vedeți? Până la urmă știți ce este asta? Un fel de răzbunare. Un fel de răzbunare. Mulți nu înțeleg că răzbunarea este a Domnului. Stau și mă gândesc câtă luptă o fi dus Iosif în el. Nu? Nu se aștepta atunci să vină frații lui. Nu se aștepta. Nu se aștepta în momentele respective ei să-l recunoască. Însă vedeți dumneavoastră, a venit momentul acela când în cea de-a doua călătorie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că n-a mai putut, spune versetul 1, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor care îl înconjura. Eu nu vreau să intru așa în amănunte și nici n-aș vrea să fiu un din ăstea, cum se spune în interpretare, un exeget, adică să pun în text ce nu este, nu? Trebuie să fim exegeți, să luăm din ceea ce este, dar așa, dacă ai stat să te gândești, să citești printre toate astea, te poți gândi că Iosif când i-a văzut și-o fi adus aminte la câte lucruri au făcut și oricum era un timp care a trecut de la prima venire a lor până la cea de-a doua venire, stau și mă gândesc câte și câte lucruri au trecut prin minte. Vedeți testele la care el i-a supus.
însă aici nu mai rezistă. Și dacă poate o fi avut de gând, nu, cum zicem noi, să-i pună puțin la frigare, să-i frigă, însă aici omul ăsta nu mai rezistă și își dă seama că, în definitiv, cum este scris și în Biblie, nu te răzbuna, că răzbunarea duce numai la rău. Și mai mult decât atât, răzbunarea, până la urmă, este a Domnului. Și omul ăsta renunță, observați, la răzbunare. Ei, nu există iertare și nu e posibilă dacă omul nu este gata de a se răzbuna. Dacă nu curmă, vedeți, răzbunarea. Pentru că refuzul de a te răzbuna, nu? Când îl ai pe ăștia la mână, nu? Putea să reacționeze și să facă nu știu câte lucruri. Însă el renunță la aceasta. Ei, un adevărat credincios care ajunge la maturitate spirituală, când înțelege că l-a iertat Hristos și pe el și când înțelege că el trebuie să ierte, nu așa cum a zis Socrate, să nu-l uite, ci iartă și nu-și mai aduce aminte, atunci iertarea poate să fie posibilă. Știți că cel mai greu lucru este să te învingi pe tine însuți. De multe ori se dau lupte teribile acolo în interiorul ființei noastre. Și avem și noi motivațiile noastre. Știm să argumentăm. Când e vorba de cineva, ne erijăm în procurori din ăștia celebri, nu? Poate ca și procurorul de la vreo, știu eu, unei națiuni, nu, procurorul general, să zicem, al României. Știm să facem rechizitorii din alea de numai. Dar când e vorba de noi, suntem cei mai buni avocați. Atâtea argumente avem, folosim pledoaria pentru a putea să ne disculpăm de anumite lucruri. Ei, vă rog, reține ceva. S-ar putea să ai motive suficiente să nu-ți poți ierta soția, să nu-ți poți ierta soțul, să nu poți să-ți ierți pe, știu eu, copiii tăi sau copiii pe părinți, să nu poți să ierți, știu eu, pe prietenii tăi cu care cândva ai fost, toate astea planează asupra noastră. Însă, într-o duminică ca aceasta, uitându-ne la Iosif și aducându-ne aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din rugăciunea pe care El a învățat-o pe ucenici și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și dacă nu iertăm, exact cum spune acolo, precum iertăm și noi greșiților noștri, s-ar putea ca într-o bună zi să ne trezim afară, ușa să fie încuiată și, cum spune acolo, afară sunt aceia, așa mai departe, unde este moartea a doua, unde arde pucioasa și focul, cum spune Biblia. Să ne trezească Dumnezeu la realitate și să ne ajute în dimineața asta să putem fi acei oameni care să înțelegem că iertarea e posibilă când știi sau când ești gata să renunți a te răzbuna, să te răzbuni. Mi-au plăcut cuvintele unui scriitor american, Mark Twain, care într-o împrejurare spunea următoarele cuvinte: cel puternic învinge prin gingășie și cucerește prin iertare. Auziți? Asta și m-am gândit, nu știu exact la ce se referea el, la a fi puternic și gingaș și așa mai departe, însă mi-a plăcut ideea aceasta: și învinge prin iertare. Iar zice, aici să-l parafrazez, că puternic este acela care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu, care înțelege că a fost iertat de Dumnezeu, că devine un om nou și e gata să ofere iertare celui de lângă el sau celui care i-a fi greșit cândva. Cum suntem noi? În dimineața asta, gândiți-vă, îl avem în față pe Iosif. Avea toate motivele să se răzbune. Avea toate motivele să-i pună la punct. Avea toate motivele să le pună așa lista în față: asta mi-ați făcut, asta, așa ați lucrat și câte alte lucruri. Însă
El alege să ierte. Și uitați-vă, când te uiți aici la cuvântul acesta, a izbucnit într-un plâns așa de tare, că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Și apoi începe să le pună tot felul de întrebări în legătură cu tata lui, în legătură cu fratele lui și așa mai departe. Ei, el le oferă iertarea, dar e drept că iertarea asta a fost învăluită în așa fel ca răutatea lor să apară ca o binecuvântare. Interesant. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în ce privește iertarea. Dacă în primul rând e posibilă când renunți să te răzbuni, în al doilea rând iertarea e posibilă când înțelegem suveranitatea și providența lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta? Să te gândești că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Iosif trece. El trece de supărările lui. Trece de lucrurile acelea care au pricinuit durerea mare. Și vede ceva peste ani și vede modul în care Dumnezeu îl alege pe el, nu? În providența sa, în suveranitatea sa, ca să-i izbăvească pe ei. Și uitați-vă, pasajul ăsta este extraordinar. Aici, cum spuneam mai înainte, că iertarea, rețineți, pe care el le-a oferit-o a fost învăluită în așa fel încât răutatea lor apare ca o binecuvântare. Uitați-vă, e un pasaj extraordinar. Versetul 7 în jos. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Observați? Nu poți să ierți dacă nu înțelegi suveranitatea și providența lui Dumnezeu. Adică că Dumnezeu este suveran, El este stăpânul. Nu? El conduce și tot ce se întâmplă, se întâmplă că El deține lucrurile în control. Nu că Dumnezeu n-ar fi avut altă soluție ca să izbăvească națiunea izraeliteană, nu? Ei, dar uite că El a îngăduit ceea ce au făcut frații lui. A îngăduit răutatea lor, nu? La un moment dat, cum există în teologie, voia permisivă a lui Dumnezeu. Permite rău, nu că El îl dorește, nu? Dar în anumite situații se întâmplă astfel de lucru. Era și în cazul lui Iacov, nu? Când tatălui, când știți foarte bine, a dorit binecuvântarea și a obținut-o prin mijloace mai puțin ortodoxe, ilicite, nu? A mințit, dar după aceea a trebuit să plătească un preț, să fugă de fratele lui, să stea departe, nu? El, așa cum era numele înșelătorul, l-a înșelat pe fratele lui, dar apoi a intrat el într-o academie a înșelăciunii și l-a înșelat de vreo 10 ori socrul lui Laban și mai apoi îl înșeală tocmai fiii lui când iau haina aia pestriță și au muiat în sângele țapului și uite așa, din una în alta, vedeți? De aia e foarte bine în viața unui om să trăiască cinstit, corect, pentru că până la urmă, cum zice în Biblie, păcatele te ajung. Ei, aici ce poți învăța este că Iosif nu se mai uită în trecut, ci privește la modul cum conduce Dumnezeu, modul în care Dumnezeu stăpânește și toate lucrurile îngăduie pentru un plan pe care vrea să-l ducă la îndeplinire. Până și în momentul când moare deja Iacov și frații ăștia deja încep să se gândească că acum, după ce a murit tatăl lor, Iosif va încerca să se răzbune. Mă gândesc că în momentele acelea o fi adus amărăciune în viața lui Iosif. S-o fi gândit Iosif, le-am oferit iertare așa cum mă pun la probă, pentru că au trecut câțiva ani și după ce trec anii ăștia,
Frații lui Iosif, spune capitolul 50, versetul 15, au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit. Au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut, și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, oh, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și auziți, zice, Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Ei tot firești rămân, tot cu metode omenești vor să rezolve problemele. Însă Iosif plânge că ei se îndoiesc de iertarea pe care le-a dat-o, că se îndoiesc de bunătatea lui. Și acum din nou pune aici pe tapet modul în care Dumnezeu conduce și Iosif recunoaște. El nu s-ar fi gândit vreodată că dintr-un rob va ajunge un om care să conducă Egiptul. Nu s-ar fi gândit el la așa ceva. Și aici el recunoaște că numai Dumnezeu, când se implică, face bine și toate lucrurile merg după un plan stabilit de el. Uitați-vă ce le spune. Iosif le-a zis de la versetul 19, fiți fără teamă, cât sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți, dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Observați? Ei, aici putem să observăm acest lucru foarte important, nu? Că iertarea e posibilă când înțelegem că Dumnezeu e suveran, că El conduce, că El e stăpânul. El le-a oferit iertarea, vedeți? Și ei puteau să înțeleagă acest lucru. Iertarea face bine și celui ce o acordă, dar și celui ce o primește, spunea renumitul scriitor german Goethe. Așa că, dragii mei, dacă poate până acum n-ați înțeles, poate că au rămas acolo în adâncul ființei dumneavoastră anumite lucruri care s-au instalat și nici cum nu puteți ierta. Poate e ceva acolo. În dimineața asta rețineți acest aspect atât de important. Când înțelegi că Dumnezeu conduce, că El stăpânește, că El e suveranul, asta te va determina să poți să ierți. Și ține cont, iertarea face bine și celui ce o dă, dar și celui ce o primește. Dacă nu poți să faci asta, înseamnă că e o problemă. Să ne lumineze Dumnezeu în dimineața asta, să ne dea multă, multă lumină, să ne facă să putem înțelege cum stau lucrurile. De multe ori avem destule motive, nu? Fiecare am trecut prin una sau alta, fiecare avem atâtea motive din astea în care să nu putem ierta. Însă atunci când înțelegem că am fost iertați, când înțelegem că Dumnezeu este Cel care conduce toate lucrurile spre binele nostru, atunci iertarea e posibilă. Doamne ajută! Al treilea lucru și închei. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm din viața lui Iosif, când e vorba de iertare, trebuie să pricepem că iertarea e posibilă când poți să o dovedești. Când poți să o dovedești. Uitați-vă cum își dovedește iertarea Iosif față de frații săi. Cum spuneam, există atâția oameni pe care i-am văzut. Am văzut chiar oameni care au pretenții că sunt credincioși. Ca pastor a mai trebuit să asist la împăcări, la rezolvări a unor astfel de probleme. Și am văzut pe unii care au dat așa mână în silă, da? Păi zice, îl iert. Dar nu vreau să am nimic de-a face cu el. Înțelegi? No, e iertarea aia, ce zice?
Îl iert, zice, dar nu vreau să fiu nici în cer cu el, știi? N-aș vrea să fiu cu el. Nu, stai liniștit, că n-ajungi nici tu acolo. Nu să te gândești că-i sta, nu? Nu-l pot. Nu? Vedeți? Avem noi anumite lucruri din astea în care, vedeți, cum zicea scriitorul latin Terențium, tot ce omenesc ne aparține. Și că vrei, că nu vrei, firea aia veche își cere drepturile. Își cere pretențiile. Și uitați-vă ce luptă se dă în noi. Pe de o parte, nu? Cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem condițiile în care putem intra în împărăția lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, ambițiile omenești, nu? Ne fac să ne gândim și să arătăm, mă, eu sunt totuși ceva, nu? Nu pot eu așa, nu? Sunt anumiți oameni care ajung undeva și îi privesc pe alții de sus în jos. Dom'le, cum zic oamenii într-o parte a țării, eu mis cineva. Dacă te crezi că ești cineva, poți să zici că eu mis. Însă, dacă nu cobori de pe cal și dacă nu înțelegi că iertarea trebuie dovedită, atunci nu mai e iertare. Uitați-vă cum își dovedește iertarea Iosif față de frații lui. Iertarea poate fi dovedită prin ceea ce face Iosif aici. El nu se răzbună pe ei, dar auzi ce le spune. Grăbiți-vă, devăsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa vorbi fiul tău, Iosif. Domnul m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine, nu zăbovi, vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu fiii tăi și fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete, de altfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Putea să zică Iosif, voi ăștia m-ați vândut, voi ăștia mi-ați făcut rău, acum tata și cu Beniamin să vin. A, eventual și Ruben că a vrut să mă scape. Ai și Iuda că a pledat să mă vândă. Ai încă pe ăștia, ia, voi n-aveți aici. Mergeți și vă descurcați. Putea să facă, spuneți. Putea să zic că eu vă iert. V-am iertat, dar vă descurcați. Vă vedeți voi de treaba voastră. Însă observați aici. Iertarea, ea trebuie dovedită. Și el le spune aceste cuvinte cu atâta claritate. Veniți, va fi încă foame de timp de 5 ani, ca să fie scăpată sămânța voastră. Uitați-vă versetul 5. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut, ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Ei, observați, adevărata iertare, ea trebuie dovedită și este dovedită prin ajutorul pe care l-a cors celui care poate te-a supărat, celui care poate te-a întristat. Dar de multe ori s-ar putea să ierți, dar să nu poți să treci peste acele lucruri. Mi-aduc aminte de versurile unui poet creștin, un om care a fost bătut în beciurile securității din România. Un om care a suferit pentru credința în Iisus. Într-una din poeziile pe care le-a scris, el spune atâta de clar, să știi să ierți când te lovește bruta și adânc te macină mânia. De vrei să urci incandescente trepte și aurori să-ți fluture pe frunte. Auzi? Să știi să ierți când bătăile alea pe care le-a primit, nu? Când adânc te macină mânie, dar dacă vrei să urci nemărginirea, nu? Să urci incandescente trepte, nu? Și să au fruturi auror pe frunte, nu ai de ales decât iertarea. Avem motive, spuneam, nu? Și de multe ori oamenii spun, îl iert, dar asta este. Lasă să-și vadă de treaba lui, lasă-l să se descurce
și câte alte lucruri din astea. Dumnezeu să ne ajute în privința asta și să putem fi acei oameni care nu numai de pe vârful buzelor să iertăm, ci din adâncul inimii și să fim gata să o putem dovedi. Iertarea poate fi dovedită prin comunicarea pe care o faci celuilalt. Nu? Uitați-vă aici, el când revine în capitolul 50 și ei spun că, mă rog, poate se va răzbuna, versetul 19, el le comunică clar. Iosif le-a zis, 50:19, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Și apoi observați, fiți fără teamă, versetul 21, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și atât de frumos se încheie partea asta versetului. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Observați, iertarea se comunică. În prima fază, nu, când au venit frații lui cu mulți ani înainte, versetul 15, 45, uitați-vă ce spune. Am îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Nu, asta este iertare. Adevărat. Dar când vezi, te iert, nu dați mână. Și întorci spatele și te-ai dus. Mai este ea iertare? Nu mai este. Frați și surori, ne apropiem de finalul acestei slujbe. Ne apropiem de finalul acestei predici. E un subiect care posibil că ne-a răscolit pe fiecare din noi. Fiecare din noi am avut în viață fel și fel de situații. Și nu-i simplu. Unii am avut de trecut prin experiențe amare. Eu însumi am avut astfel de situații. Și nu mi-a fost deloc simplu. Mai ales au fost situații, unii le știți, unii nu le știți, când atacurile au fost atât de furibunde și de puternice, încât stăteam și mă gândeam, Doamne, de ce a trebuit să trec și pe aici? Și am putut să văd și oamenii ăia și i-am cunoscut, care, mă rog, au atacat, au făcut și așa mai departe. Și credeți-mă că omenește de multe ori ai putea să spui, bă, au fost unii care au zis, cum poți să rapi tu asta? A fost un lider puternic al vremii care mi-a spus, nu știu, eu n-aș putea. Însă am stat și m-am gândit și atunci și mă gândesc și acum, că dacă vrei să poți să ajungi să fii mântuit într-o bună zi, trebuie să-ți eliberezi inima de răzbunare, de ură, de tot ce vreți și să poți să fii gata să ierți. În relațiile pe care le ai, poate, repet, cu soția ta, cu frații tăi de corp, cu frații de credință, poate cu vecin, poate cine știe cu cine, nu știu. Dar ești în dimineața asta aici, în casa lui Dumnezeu, omule, înțelege că nu-i la voia întâmplării să avem despre Iosif. Eu însumi n-aș fi predicat astăzi despre asta. V-am spus că era binecuvântare și pentru asta trebuia să mă pregătesc și să predic. Însă astăzi a fost pusă înaintea noastră această lucrare pe care o poate face numai un om născut din nou, un om schimbat de Dumnezeu. Și rețineți aceste trei lucruri importante. Iertarea e posibilă când? Rețineți. Iertarea este posibilă când înțelegem că răzbunarea este a Domnului. În al doilea rând, iertarea este posibilă când înțelegem suveranitatea și providența lui Dumnezeu. Și trei, iertarea e posibilă când înțelegem că ea trebuie dovedită. Și dacă nu o poți dovedi, indiferent cum, uitați-vă aici, i-o îmbrățișat, o plâns, apoi i-am bărbătat, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, atât de clare sunt cuvintele astea, i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile și încă ceva le-a zis, veți putea beneficia de toate aceste lucruri pe care eu le-am sub stăpânire.
Pentru că asta a fost voia lui Dumnezeu. Doamne, te rog, uită-te cu milă și îndurare spre toți câți ne găsim aici. Și dacă e cineva care până astăzi n-a putut să ierte, fă să poată ierta. Astăzi. Zice, mami? Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să încheiem slujba. Înainte de a încheia slujba, aș vrea să ne rugăm. Am vrut să spun, gata, încheiem, însă auziți ce mi-a venit. Așa simt în Duhul, că mi se spune totuși provoacă biserica și dacă este cineva aici care până acum n-a putut să ierte și are ceva și poate n-are putere și poate ceva îl macină, noi suntem gata să ne rugăm. Nu-ți fie rușine. Eu asta am simțit. Eu nu o să spun de două, nici de trei ori, nici nu o să vă spun închid eu ochii, pune asta. Dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru el, care are o problemă cu iertarea, poate să ridice o mână și noi ne vom ruga pentru el. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să lucreze în dimineața aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare și Duhul acela lui Dumnezeu să lumineze orice viață de aici și să coboare iertarea în adâncul fiecărui suflet. Amin.